crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei, pentru o cauză bună. Locul tău e în temniță. O, aveți milă, nu trageți. O să-mi o plătești. Nu glumesc, Angelo. Te provoc la duel, cowboy. O să ne reglăm conturile în altă zi, Kevin. Sunt super ocupat cu concursul de kitesurfing. Ai vreo recomandare pentru reglis în absența ta, Hugo? Păi, să-i dai un pupic de noapte bună și... Ah, nu uita de bombonele! Trebuie să o șterg, regret! Hei, tu! Hai să ne măsurăm! Regret, sunt o pacifistă, dar dacă vrei o îmbrățișare... Bang, bang! Kevin, ești drăguț să-mi aduci o găleată de apă să limpezesc potcoava? Mersi, ești un scump. Nu vreau să fiu un scump, ci un șerif înspăimântător și respectat. De ce nu se joacă nimeni cu mine? Mâinile sus! Dă-mi lingourile de aur furate sau te-ai ars! Pam! Bang, bang! M-ai nimerit... Bang, bang! Frisbee! Hei, hei, liniștește-te, nu-i nimic. Scuze, îl speriez gomotul petardelor. N-am fost atent. Păzea, frisbee e teroarea de vest. E mai bine să nu te apropii. Eu sunt Jim. Eu sunt Kevin, șeriful județului. Ți-aș putea aresta calul ochelarist. Nu e nevoie. Eu caut o fată care s-ar putea ocupa de el. Îmblânzitoarea de cai. Lena, te caută cineva. Mă căutai? Am auzit de tine, de darul tău de îmblânzitoare. Mi s-a spus că faci minuni și atunci... Lena e cea mai bună îmblânzitoare de cai. Fiți gata să-mi sărbătoriți victoria la întoarcere? Scuze, am șters-o. Dacă ai un cal cu probleme, ea îl va vindeca. Nu-i așa, Lena? Ai mare grijă, Frisbee nu e prea prietenos. Ușurel, frumosule. Șt, nu-ți vreau răul. Lovește cu piciorul, mușcă. Mi-a fost greu să-l leg înainte de a veni. Nu știu ce să fac. De cât timp e așa? De câteva săptămâni. N-are niciun traumatism? N-a fost maltratat? Păi nu, aș spune chiar că dimpotrivă. Am nevoie de informații despre Frisbee, tot ce mi-ai putea spune despre acest ochelarist. Atunci îl accepți? O să-l vindeci? Voi încerca, voi avea nevoie de tine cât timp voi lucra cu el. Locuiești departe? Păi, prea aproape nu, dar căruța mea e potrivită. Dacă n-aveți nimic împotrivă, m-aș putea instala într-un colț. Desigur, o să-ți găsesc un loc mai bun. Îl ai de mult pe Frisbee? Da, adică de puțin timp. Și nu te așteptai să fie așa? Păi nu, nu chiar. Agresivitatea asta, fără motiv, e tare ciudată. Câți ani are? Păi, are 6 ani. Wow, e un loc magnific! Privește, acolo o să fie bine. Da, Frisbee va fi bine, nicio grijă. Nu, n-am spus nimic, e mai indicat. Trebuie să te las. Totul e bine? Da, super! Așadar, te ocupi de acest fenomen? Să-i dăm drumul. Hei! Nu-i politicos să cauți în buzunare. Nu te-a învățat nimeni? Lena, ai grijă!
Ești bine? Da, îmi pare rău pentru pantalonii tăi. Calul nu respectă spațiul personal al altora. Cotroboie în buzunare, nu ascultă, are toate reacțiile unui cal dominant. Un cal dominant? În hoarda de cai există mereu un cal dominant. Ceilalți cai se supun. La fel se comportă în raport cu oamenii. Dacă simte că el face legea, calul tău poate deveni dominant. Și nu se va da înapoi de la a împinge, a da cu picioarele și chiar de la a te mușca. Și ce-i de făcut atunci? Îl vom reeduca. Am înțeles deja cum a devenit dominant. Ai fost sever cu el, nu-i așa? Faci ce trebuie ca să te respecte? Păi, da. Adică, eu cred că da. Poate că ești prea blând cu el. Oh, e tata! Să vă fac cunoștință! Mă duc să mă schimb. Bună, Anais! Bună ziua, domnule! Bună, tati! Am adus vitamine pentru cai. Ai văzut cum a șters-o Jim când a sosit tatăl tău? Nu ți se pare ciudat? Era pe picior de plecare, să se schimbe. E ceva putred la mijloc. Cineva care dorește binele calului său e un om blând. Haideți să împărțim vitaminele. Porția de vitamine pentru toți. Mi-a spus că Frisbee are 6 ani, dar n-are dinții formați. L-am văzut, are maxim 3 ani. Nu e calul lui. Individul ne duce cu zăhărelul. Totul e bine? Da, absolut. Nu-l băga în seamă pe Angelo. E un pic nervos. Bine, Reglis. Ești un cal cu minte. Ce spui de bănuielile lui Angelo? Eu știu că Jimmy l-a încredințat pe Frisbee să-l îngrijesc și așa voi face. Poate că e gelos pe Jim. Gelos? Oh! Jim e chipeș. Mă pun în locul lui Angelo. Mai lasă-mă! Ține, frumosule! Frisbee? Frisbee, vino aici! Oh, nu! Se vor răni! Trebuie să-i oprim! Imposibil! Sunt în plină luptă! Jim, nu te apropia! Mistral, încetează! Frisbee! Oh, nu! Oh! Jim, ești bine? Trebuie să-i despărțim. Se vor măcelări. Lena, fă ceva. Nu, e prea periculos. Când se întâlnesc doi dominanți, se sfidează. Dar nu se luptă niciodată până la capăt. Cel mai slab va ceda și se va supune. Trebuie să-i lăsăm în pace. Frisbee și-a găsit nașul. Din dominant, acum e dominat. Potolește de Mistral. L-ai pierdut când ai căzut. Mersi. Fără voi, sunt sigur că aș fi încurcat-o. Nu. Stop! Bravo! E incredibil! Nu, ești un mare gurmand. Ai căpătat obiceiul rău de a porunci. Dar dacă vrei să ne înțelegem, va trebui să accepți că nu poți să faci ce vrei când vrei. E bine, ești un cal cu minte. Bravo! Ceea ce faci pentru noi mă emoționează mult și ești formidabilă. Dacă inima nu mi-ar fi fost deja luată... Se pare că și inima ta e dată. Frisbee e pe drumul cel bun. Mai e un pic. Actualizare? Ce actualizare? Nu-mi pasă de actualizarea ta. Eu vreau informații despre acest Jim Norton. Anais! Îmi împrumuți telefonul tău. Ha, ha, ha! Oh! Regret, dar am un tur de terminat. Oh! Ah!
un parcurs perfect pentru preferatul nostru de acum, Hugo Por. E timpul pentru următorul concurent, Brice Dupont alias Caracatița. Oh, e grozavă husa asta de telefon. Angelo, vrei să te ajut să cauți ceva pe net? E cumva o glumă? Angelo, sunt în plin concurs. Stai așa. Mi-ai stricat computerul? Nu, deloc. Adică, un pic, dar așa nu mai merge. Așadar, mă ajuți sau mă enervezi? Bine. Da, din josul ecranului. Și acolo, dă click pe o iconiță portocalie. Ai făcut asta? Introduc cuvintele cheie și dă click pe căutare. Bun, acum trebuie să te las. Baftă! Hă? Angelo, încetează să mă mai... Hă? Hă? Ai găsit? Mă bucur! Hă? Jim Norton? Un cal furat? Mă bucur pentru tine, dar o să-mi povestești astea la întoarcere. Te salut! Lena, Anais, haideți! Intrați! Ce s-a întâmplat? Trebuie să vorbim. Mandat de căutare? Frisbee e un cal furat. Nu se spune că l-a furat, Jim. Lena, un individ ajunge la fermă cu un cal pe care abia-l cunoaște. Se ascunde când apare tatăl tău. Deschide ochii. De ce mai ai nevoie ca să crezi? Așa este, și eu mi-am pus întrebări. Poate are motivele lui. Care nu îl împiedică să se plimbe în voie cu un cal furat. Ce-i de făcut? Vreau să vorbesc cu el. Nici vorbă. Lena, e un hoț de cai. Ar putea reacționa urât. Îl anunțăm pe tatăl tău. Jim! Ne-a auzit. Jim, așteaptă! Nici măcar nu i-am dat ocazia să se explice. Lena, ce vrei să faci? Păi, va vorbi cu el. Lena, las-o baltă. Ascultă-mă, Angelo, poate că Jim l-a furat pe Frisbee, dar sigur a avut motive întemeiate. Cum poți să fii atât de sigură? E ridicol. Îți amintești când l-am găsit pe Mistral? Și eu l-am luat și l-am ascuns, fiindcă nu era al meu. Am făcut-o pentru a-l salva. Jim voia doar să am grijă de Frisbee. N-o să las lucrurile așa, haide, Mistral, di! Lena, stai, vin și eu. Ai grijă! Jim, stai! Jim! Da, Frisbee! Jim! Oprește-te! Jim! Las-o baltă, Lena. Nu o să te amestec în problemele mele. Dacă ai furat acest cal, sigur ai avut motive întemeiate. Am încredere în tine. Jim, te putem ajuta. Tu poate că da. El sigur nu. Dii! Jim, ascultă. Lena crede în tine. Sunt gata să cred și eu în tine. Ar trebui să ne oprim și să vorbim calm. Atenție în față! Angelo, ești bine? L-am furat pe Frisbee, dar pentru a-l proteja. A fost pentru o cauză bună, știam eu.
dar și pentru Ana, iubita mea. Mm-hmm. Între Ana și Frisbee e o mare poveste de iubire. Nu s-ar despărți de el pentru nimic în lume. Chiar dacă uneori îi era teamă de el. Dar de unăzi... Frisbee a mușcat-o pe Ana, a rănit-o. Tatăl ei a decis atunci că acest cal nu o să se mai apropie de fiica lui. A vrut să-l vândă unui negustor. Unui negustor? E ca și cum l-ar fi condamnat. Ana era de neconsolat. Atunci l-am furat pe Frisbee. Auzisem despre darul tău de îmblânzitoare de cai, Lena, și de rezultatele tale remarcabile. Speram că o să-l vindeci. Și Ana știe asta? Da. Dacă mă voi preda, voi avea mari probleme, iar tatăl Anei îmi va interzice să o văd. N-am știut ce să fac. Ba, ai știut. Fără îndoială, era singura cale de a-l salva. Nu te vom lăsa singur, Jim. Frisbee e aproape vindecat. Îmi voi termina treaba. Trebuie să o chem pe iubita ta, Ana. Lena are dreptate. E important ca ea să știe cum să se poarte cu Frisbee ca să nu mai devină dominant. Tatăl ei nu-i va mai permite să se apropie de el. Crede că un cal care a fost odată agresiv cu un om va recidiva, că acel cal e pierdut. Fermecător, noi nu-i vom cere părerea. Bună ziua! Ce doriți? Vrem să o vedem pe Ana. E acasă? E în ordine, papa. Mă plimb un pic cu prietenii. Pe curând! Poftim, eșarfa lui Frisbee. Și mi-a spus că Frisbee s-a vindecat. Abia aștept să-i văd. Să mergem. Mi-a povestit de darul Lenei. Chiar poate vorbi cu caii? Oh, Ana! A? O să vezi, Frisbee e complet schimbat. Frisbee! Te așteaptă? Apropie-te, Ana! Nu-ți fie teamă! N-ai de ce să te temi! Credeam că te-am pierdut definitiv, dar te-ai vindecat. Mulțumesc, Lena. Nu! Frisbee nu mai trebuie să scotocească în buzunare. Voia doar o bombonică. Tu hotărăști când îi dai bomboanele. Dacă îi permiți, tot va deveni un cal dominant și nu te va mai respecta. El face legea, te împinge, dă cu piciorul și mușcă. Da, asta e povestea vieții mele cu Frisbee. Pentru binele lui Frisbee va trebui să fie autoritară cu el la nevoie. Trebuie să știe că tu ești șefa. Acum poți să-i dai o bombonică. Poftim, Frisbee. Suntem aici, nicio grijă. Tati, Frisbee se va putea întoarce acasă să... Ana, îndepărtează-te de lângă acel cal. Jim, spune-mi, tu l-ai furat pe Frisbee, nu? N-am avut nicio îndoială. Și mai îndrăznești să mai vii pe aici să-mi pui fata în pericol? Îmi cer scuze că am plecat cu calul. N-am luat ușor decizia asta. Evident. A fost pentru binele calului. Calmați-vă, vă rog, o să vă explicăm totul. Lasă-mă să trec. Tati, Jim n-a vrut decât să-l salveze și a reușit. Le va explica totul jandarmilor. Îndepărtează-te de cal. Vrei să mă asculți? Frisbee s-a vindecat! S-a vindecat! Ana... A spus adevărul, nu se mai teme. Tati, fii atent! Frisbee mă ascultă acum. Parcă n-ar fi același cal. Lena l-a vindecat, tati. Frisbee n-o să mai îmi facă rău. Lena mi-a arătat cum să mă port, să nu mai pățesc ceva. A fost o muncă în echipă. Lena e modestă, e îmblânzitoare de cai. O adevărată magiciană. Așadar, tati, îl păstrăm?
Spune da, te rog. Hai să încercăm. Vreau să-i acord o a doua șansă. Oh, mulțumesc, tati. Mulțumesc, Lena. Mulțumesc, Jim. Mulțumesc, mulțumesc. Dacă am sărbătorii la fermă. Păi, trebuie să-mi recuperez căruța. E o idee excelentă. Minunat, îmi dai voie? Bine, fie. Haideți, aplaudați-mă! Aha. Dar unde s-au dus toți? M-am săturat să aștept. Care-i faza cu Jim Norton? E cumva la zdup? Îl cauți pe unul, Jim? Eu sunt. Salut! Salut! Salut. Ce-i cu povestea asta? Am lămurit totul cu Jim, doar că am uitat să te anunț. Atunci data viitoare să cauți pe internet pe cont propriu, bine? Lasă asta, răule! Ai câștigat, ești cel mai bun! Și așa avem două motive să sărbătorim. Prea bine, să vedem atunci ce credeți despre ultimul hit al verii! Oh, nu, Hugo, nu! Nu asta! Sunt eu, Hugo, regele kitesurfingului! Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Yeah.